Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale, a numit cezariana o tragedie care rupe firul divin. Aceste remarci au generat reacții puternice, atât din partea publicului, cât și a specialiștilor din domeniul medical. Declarațiile au fost percepute ca fiind lipsite de empatie și nejustificate. Andreea Marin a simțit nevoia să intervină, folosindu-se de experiența sa personală. Vedeta a povestit că a născut prin cezariană la recomandarea medicilor, pentru siguranța sa și a copilului său. Am un copil minunat, dar nu m-am gândit că îi rup firul divin. A scris aceasta ironic, sublinind absurditatea afirmațiilor lui Călin Georgescu. Fosta zână a surprizelor a evidențiat importanța de a respecta alegerile individuale și de a nu judeca experiențele altora. Foarte interesant este faptul că, deși mamă-mi fiică avem o relație foarte strânsă cu cerul, probabil e doar în închipuirea noastră, înrucât nu o pomenim prea des, a spus ea, aducând în discuție credința ca o valoare personală și discretă. Andreea Marin a criticat indirect tendința unor figuri publice de a face declarații superficiale în numele spiritualității, fără a lua în considerare realitățile medicale sau experiențele individuale. În același mesaj, Andreea Marin a menționat că a refuzat constant ofertele de a intra în politică, preferând să rămână imparțială și să nu fie asociată cu vreun partid. Nu mi-ar plăcea să schimb eu lucrurile. Răspunsul meu a fost nu hotărât mereu, dintr-un singur motiv. Am ales, pe viață, imparțialitatea. A precizat vedeta. Andreea Marin a încheiat mesajul cu un apel la toleranță și respect reciproc, sublinind că adevărata valoare a unui lider constă în abilitatea de a susține diversitatea și de a înțelege complexitatea experiențelor umane. Declarațiile sale au fost apreciate de fani, care au lăudat maturitatea și claritatea poziției sale. Felicitări, corect. Felicitări pentru mesaj. Oamenii te vor ataca, sper că ești pregătită. Libertatea e mult prea frumoasă pentru a sta tăcuți. Ser frumoase, Andreea, o doamnă, o mamă de tot respectul. Sunt doar o parte dintre mesajele transmise de internauți vedetei. Totuși, au existat și fani care au criticat-o pe Andreea Marin, spunând că nu era momentul potrivit pentru a se implica în politică. Of, doamne! Partidele acestea se folosesc de vedete, rând pe rând, exact cum au făcut-o și la promovarea vaccinului. Dar da, spre marea lor disperare, noi vom vota pentru Călin Georgescu. Îmi pare rău că ți-am citit discursul. M-a luat durerea de cap. Zânele nu se bagă în politică. Ești superbă, dar prinzi niște fluturi mari câteodată. Ce frumos ar fi fost dacă te-ai fi documentat și ai fi aflat contextul în care a spus-o. Cu postarea asta, doar te derci de inteligența pe care, aparent, se pare că nu o ai. Bineînțeles că mă refer la inteligența emoțională, ca să poți să cerni lucrurile. Ești om de televiziune, știi cum funcționează lucrurile. I-au transmis câțiva oameni. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.